Am sunat până acum la numerele afișate pe site oficial. Witamy w ambasadzie Republiki Mołdawii w Polsce. Aby połączyć się w... Apelul a ieșuat. Au afișat un număr de telefon de urgență la care răspunde un fermier din provincie. Alt număr de urgență nu răspunde nimeni și iată la centrală tot se blochează. Am încercat de câteva ori la numărul cu 44, Mazovie. Și nu răspunde nici secretariatul, cât e ora? Aproape două. Nu răspunde nici consulatul. Dacă nu-s capabil să ajute un om cu dizabilități, pentru ce mai plătim, pentru ce mai întreținem, dar? Ambasada de milioane, ca să asigure vizita ministrului. Witamy w ambasadzie Republiki Mołdawii w Polsce. Aby połączyć się, wybierz 1. Wydział konsularny, 4. Sekretariat, 5. Fax. Am apăsat 4 la secretariat. Fax nu ne trebuie, că am sunat la fax, dar de pe telefonul mobil ce fax trimiți? Le-am scris pe Facebook, l-am etichetat pe ministru, pe Twitter. Vacanță prelungită să nu răspundă nimeni la ambasadă, asta e inadmisibil. Poftim. Mai sun o dată. Tot la numărul ăsta și încerc deja la Eden, la servicii consulare. Cu consulatul, cu secretariatul ne-am lămurit. Witamy w ambasadzie Republiki Mołdawii w Polsce. Aby połączyć się, wybierz 1. Wydział konsularny, 4. Ambasada, bună. Bună ziua! Fiți amabil, avem nevoie de ajutor pentru un cetățean moldovean cu dizabilități care a fost luat la muncă și a rămas pe drumuri fără bani, fără nimic. Varșovie, da, la McDonald's-ul de la gara. Dar până acolo cum a... L-a luat o firmă și au văzut că nu poate să lucreze cu dizabilități și l-au trimis acasă. Dar cu ce se duc acasă? Nici de mâncare n-are, nici de transport până la ambasadă n-are. Da, actii are spălui sau nu cunoașteți? Cred că are, cred că are, că n-avea să poată trece granița. El a mai pățit odată așa. Și oamenii nu-l văd când îl recrutează, că nu-i capabil să lucreze. Sau văd, dar nu-și dau seama că are nevoie de condiții speciale de muncă. Și iată... Bine, în cazul ăsta, ca să fie asigurat un loc de trai și până se poate pleca și pentru întoarcere voluntară ca să-i poate fi procurat bilet înapoi, deci ar fi Organizația Internațională a Migrației. Dar vă dau contactul, nici nu știu, dumneavoastră aveți legătură cu el sau... Am, m-a sunat prin Viber de la McDonald's, că numai acolo are internet. Puteți să lăsați telefonul dumneavoastră de contact să vă transmit printr-un mesaj sau dați-mi telefonul dumnealui de contact să încercăm noi să-l sunăm, să-i transmitem datele de la centrul ăsta de migrație ca să meargă să-l... Păi notați-l și pe al meu, dar eu nu cred că el... Notați-l și pe al meu, dar el am înțeles că nu poate nici la ambasadă să ajungă, că i-am zis de el, zice, are bagajă, nu știe cum să meargă, stă la gară. Notați, plus 373.
610 309 74 pe Viber, Igor Carp. Nu știu dacă are alte rețele, dar el pe mine mă sună pe Viber. Și numărul meu din România. Da, vă rog. Plus 4 0 774 901 881. Oleg Brega mă numesc. Da, până ziua. Mi-a scris și mesajul. Am scris și mesaj, pentru că am sunat la telefonul acela de urgență și mi-a răspuns un fermier din Gdansk. Măcar schimbat site-ul acela, actualizați-l. Un fermier din Gdansk, numărul... Nu, bine, nu știu, i-a afișat pe site-ul dumneavoastră un număr de urgență. Și mi-a răspuns omul și a zis că da, nu știu eu așa ceva. Abia de m-am înțeles cu el. Bun, haideți vă rog să ajutăm omul ăsta, care și cum poate. Da, bine, cu ușor contactăm. Mulțumesc. La revedere. Incredibil. Până la urmă am reușit. Măcar să iau legătura cu ei. Și să-mi vorbească și românește. Să-i scriu și lui Igor.